Ne-am întors de la Carrefour, de la un Carrefour din ăsta micuț de cartier, pentru că tocmai ce veni și Paul de la muncă. Ca de obicei, eu încep vlogul seara pentru că am renunțat, n-am mai face vlog cu tableta sau cu telefonul, fiindcă nu iese absolut nimic, așa că e mai bine așa. Oricum, astăzi n-am făcut mare lucru, am făcut selecția pozelor, de care vă ziceam, pentru că urmează să le trimitem, mă rog, să le printăm și apoi să le trimitem către gallery să fie acolo în weekend, când ne vedem la Photogarage Sale, Christmas Photogarage Sale. Și am luat astea din Carrefour, am luat două. Ideea e așa. Ideea e așa, că mai aveam una acolo și am zis să mai luăm încă două ca să le punem pe geam, care arată super simpatic. Și 9 lei. Cam ăsta e modelul. Paul se chinuie să monteze mașina de spălat, de fapt să o lege la apă. Și tot avem de meșterit. E funny că la noi nu se mai termină meșteritul. Ba, vedem cu bor mașina, ba, legăm mașina la apă, e ok. Da, și când o să fie totul gata, o să iasă super cute. Și eu o să mă schimb de pufășenia asta și o să mă bag în haine de casă ca să mă apuc să editez Christmas Time-ul de ieri, care trebuie să apară astăzi, așa că ăsta e planul cel puțin până acum. O zi mai încolo. Bye-bye. Yay! Terci. Și pauză din nou, because we like tales. Și meșterel meșterește. Meșterește, Da, am dezmembrat WC-uri, chestii, trestii, că na, trebuie să le așezăm la loc. Ceva foarte interesant de altfel, dar nu puteam să ratez să nu vă arăt așa ceva, adică n-avea cum. Da. Seara a continuat în felul următor. Paul s-a dus la Cora pentru că a fost foarte hyped cu mașina de spălat după ce am văzut că s-a conectat cum trebuie. După aia s-a, da, ziceam că s-a dus la Cora. S-a dus la Cora, a luat un uscător, cred că îi zice uscător de rufe, pentru că nu avem balcon aici. Un uscător de rufe. Ne-am mai luat și un activity pe care o să vi-l arăt soon. Cred că aia e singura chestie bună din seara asta. Și după toată chestia, mă rog, am curățat mașina de spălat, după care a început the night to go weird. Adică a început mașina de spălat să facă chestii tâmpite, adică să evacueze aiurea și să sară apa pe peste tot. Eu am reușit să mă tai în timp ce făceam mâncare. Mă rog, it's fine. Zile cu ce te-ai tăiat, zile cum te-ai tăiat, ia zi. M-am ras pe răzătoare. Bravo! Yay! My first time când mă rad pe răzătoare. Da, și nu e prima oară când folosesc răzătoare, adică am mai folosit-o, doar că în seara asta am... Da. Cum era aia? Mercur retrograd? Că și toată lumea zice că e Mercur retrograd. E Mercur retrograd, de-aia m-am tăiat. Da. Bullshit, bullshit. În fine. Și ce am cam luat... A luat Paul Activity. Avem și noi un board game de la interesant. Faza e că eu nu mai jucam niciodată și chiar vreau să mă uit în seara asta pe reguli. Bine, în seara asta aș vrea să fac multe chestii. În seara asta ar trebui să printez film, în seara asta ar trebui să developez ceva, în seara asta ar trebui să fac o selecție pe care probabil nu o să o mai fac pentru că e mult prea târziu ca să mai țin calculatorul de acasă deschis. Da, mostly. Dar let's see the bright side, funcționează mașina de spălat, avem uscător de rufe și activity. Și perdea de duș. Și perdea de duș cu cu peștișori. peștișori. Da. E perdea de duș cu peștișori. Da. Și Paul face treaba aici. Fiindcă eu m-am ras pe răzătoare, cineva trebuia să continue treaba. Și a ras el... Mie zic castraveții, nu-s castraveții, știu cum să cheam. Cașcava, nu mai Cașcava. aproape, ești la litera C măcar. Exact. Da, și am pus cartofi la fiert între Tot timp cât făceam noi treabă. cu litera C, cartofi. Cartofi, da. E ok, ajung. Bine. Așa. Cartofi, încă nu avem pasator din ăla, pentru că atunci facem până Am chinuim uitat să curculța. luăm, da. E ok, luăm noi. Și am tăiat aici niște șuncă, mă rog, e muștigănesc. Vreau să fac niște crochete de cartofi. Prăjite așa și foarte, foarte ok. Da, și am... Am făcut-o și pasta.
The cook here. Kiss the cook. The eyes, the eyes. Da, acum facem mâncare și sperăm că nu se mai întâmplă nimic dubios la baie. Și nu ne mai inundăm cum era să o pățim mai devreme. But the night is young! Da, deci am pus aici, erau cartofii, care erau fierți, pasați, am pus cașcaval și șuncă și sare și toată chestia asta trebuie amestecată și făcută ca un fel de chiftele. Mai trebuie să mai pun pătrunjelul tocat mărunt și el aici și după aia se fac chifteluțe din astea sau în fine lunguiețe cum sunt crochetele și se prăjesc în ulei. Și pe zmeu. Da, bine, trec în pe zmeu și se prăjesc în ulei. Aici o să trebuiască să adaug un ou, să văd dacă leagă un singur ou, pentru că ideea e că trebuie să lege ceva compoziția, dacă nu o să pun două, vedem. Și da, let's get back to business. Și după ce am făcut toată partea asta de mâncare, voiam să vă arăt și ce-a luat Paul astăzi. Ta-da! Am luat un uscător de rufe pentru că, după cum ziceam, noi nu avem balcon și nu avem unde să ținem toate rufele. Așa că, momentan, fiindcă nu folosim dar cu muncă și fiindcă e mai mult spațiu aici, o să stea aici uscătorul de rufe cu rufele care o să urmeze a fi spălate în mașina pe care tocmai am pus-o pe picioare. Bun. Și am luat asta, după cum spuneam. Am mai luat și o față de masă super drăguță care urmează a fi pusă pe masa din bucătărie, însă am pus-o la spălat, să o curățăm. Și stați așa, că nu știu exact unde le-a pus. Aha, there it is. E complicat. Ziceam eu că, cred că v-am zis de fapt, e greu, a luat și Activity, pentru că noi nu aveam jocul ăsta și fiindcă am auzit tot felul de chestii interesante despre el, că ar fi distractiv, că ar fi fun, eu n-am jucat, el zice că a jucat și că e interesant, multă lume zice că e foarte fain și am auzit destul de multe despre joc, așa că l-am luat și noi, dacă tot a fost el în coral, a luat și pe ăsta și mai avem Scrabble și Nu te supăra frate. Astea sunt board games-urile noastre momentan. Mie îmi place să mă joc genul ăsta de jocuri și mi se par simpatice. Mai ales dacă vin prietenii, nu știu, eu consider că e fan. Bine, eu sunt oricum mare fan jocuri în general, așa că da. Și cam asta a fost cu seara de astăzi. În principiu, mâncarea pe care am făcut-o a ieșit ok, au ieșit bune crochetele, le-am devorat așa că n-am mai apucat să vă arăt cum sunt. Și m-am editat o parte din clipuri, mine am de gând să filmez clipul legat de fotografie care va apărea vineri, pentru că suntem la gallery vineri, sâmbătă și duminică și nu am, cred că am timp să mai filmez sau să postez sau ceva, așa că mâine o să mă ocup de asta. Și în rest, cam atât. Cam asta este. Drept urmare, rămâne să ne auzim. Vă pup, seară frumoasă și ne vedem pe clipul următor.